dragi români, sărbătorim astăzi cea mai importantă zi pentru România. 1 decembrie este pentru noi toți un simbol al unității românilor, oriunde ne-am afla. La 1 decembrie 1918, în capitala de suflet a tuturor românilor, Alba Iulia, se înfăptuia cel mai măreț eveniment din istoria noastră, Marea Unire. Peste 100.000 de oameni s-au adunat atunci la Alba Iulia pentru a desăvârși, așa cum spune artizanul Marii Uniri, Iuliu Maniu, unitatea noastră națională ca un triumf al libertății românești. Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât unirea Transilvaniei cu România și drumul nostru ca națiune. A fost momentul în care eroismul, sacrificiul și credința înaintașilor noștri au făcut posibil ca toată suflarea românească să trăiască într-un singur stat, România. Cercul electoral DEVA a fost reprezentat la acest moment istoric de 45 de delegați din toate categoriile sociale. Astăzi se cuvine mai mult ca oricând să ne aducem aminte de toți cei care s-au jertfit pentru a-și apăra țara, drepturile și libertatea noastră. Avem datoria morală să transmitem din generație în generație povestea acestei zile care a scris istorie, istoria poporului român. În această zi trebuie să ne gândim la lucrurile din viața noastră care ne unesc cu adevărat. Este un moment în care trebuie să arătăm lumii întregi că împărtășim aceleași valori naționale pe care merită să le cinstim și să le apărăm și că dorim binele acestei țări. Dragi deveni, astăzi, în acest moment unic, special, marcat de recunoștință, solidaritate și speranță, vă invit să luăm exemplul strămoșilor noștri, să fim uniți. Împreună avem datoria să contribuim fiecare dintre noi cu fapte, nu cu vorbe, la viitorul comunității noastre. Să fim mândri că suntem români, să construim împreună o Românie puternică și un viitor mai bun pentru noi și pentru generațiile următoare. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi deveni! La mulți ani românilor de pretutindeni care poartă în suflet România oriunde s-ar afla. Și nu în ultimul rând, cinste și respect strămoșilor noștri. Vă mulțumim! Preasfinția voastră, preacucernici părinți, onorate oficialități, stimați participanți, astăzi se împlinesc 101 ani de la înfăptuirea Marii Uniri. În cetatea istorică de la Alba Iulia se năștea la 1 decembrie 1918 România Mare. Delegații prezenți în Sala Unirii și poporul strâns pe câmpul lui Horia au împlinit visul de veacuri a românilor, acela de a se uni într-un singur stat puternic și independent. Realizarea Unirii a fost un act de mare curaj al conducătorilor vremii, alimentat de dorința de nestăvilit a românilor din Ardeal și Banat de a fi parte a unei românii mari, alături de frații din teritoriile istorice de dincolo de Carpați. Ziua Unirii a fost o construcție de secole, la care au contribuit generații întregi de înaintari. Astăzi, avem țara pe care au visat-o Mihai Viteazu, Avram Iancu, Nicolae Băcescu sau Alexandru Ioan Cuza. Visul s-a împlinit odată cu destrămarea marilor imperii la finalul primului război mondial. La Unire a contribuit în acea vreme toată pleiada de personalități politice, elita intelectuală din Vechiul Regat și din provinciile istorice, locuite în majoritate de români. Regele Ferdinand și Regina Maria au oferit tot sprijinul lor necondiționat la formarea României Mari. Astăzi, noi,
cu nedorenii. Avem de ce să fim mândri, fără să fim acuzați de patriotism local gratuit. Istoria consemnează faptul că dintre toate județele Transilvaniei, județul Hunedoara a fost cel mai bine reprezentat la Alba Iulia. Documentele spun că peste 30.000 de hunedoreni au fost prezenți în mulțime. Și tot istoria ne spune că primii patru vorbitori care au urcat la tribună și au vorbit mulțimii strânse pe câmpul lui Horia au fost din Comitatul Hunedoarei. Ei au anunțat mulțimii care fremăta de nerăbdare semnarea actului unirii cu țara. Dincolo de semnificația sa istorică, de aerul de sărbătoare pe care îl aduce ziua de 1 decembrie, această zi este o zi a responsabilității. Noi, cei de acum, avem ca obligație nescrisă păstrarea și transmiterea mai departe a valorilor naționale și spirituale moștenite din străbuni. Cu toții trebuie să luptăm în continuare pentru a păstra viu acest vis împlinit al Unirii. Doresc României și românilor la mulți ani, din tot sufletul, să rămânem verticali, patrioți și cu dragoste de țară. Așa să ne ajute Dumnezeu. La mulți ani România, la mulți ani dragi hunedoreni, la mulți ani tuturor românilor. Vă mulțumim! Preasfințite Părinte Gurie, Preacucernici Părinți, la acest aniversar vreau să vă mulțumesc pentru cei 10 ani de păstorire a destinelor comunității ortodoxe din județul Hunedoara. Trebuia să o fac și cred că este important. Domnule președinte, stimați parlamentari, domnule primar, stimate oficialități, dragi hunedoreni, astăzi sărbătorim ziua în care România s-a născut sub semnul unității de neam, cuget și simțire. Trebuie să ne cunoaștem și să ne asumăm trecutul pentru a ne putea trăi prezentul cu onestitate și a ne clădi viitorul pe baze solide. O casă dezbinată în sine poate sta în picioare, dar o națiune dezbinată nu poate rezista. Trăim astăzi o libertate plătită în avans de martirii acestei nații și le suntem datori să construim o civilizație democratică, fundamentată pe accept și respect reciproc, fără a lăsa ca ceea ce ne diferențiază să ne dezbine. Înțelegerea distorsionată a democrației ca o continuă vendetă politică, în care noțiunea de adversar politic este înlocuită cu cea de dușman, ne conduce pe toți către disoluția conștiinței naționale, construită cu trudă și sacrificii de înaintași. Trebuie să recunoaștem faptul că niciodată în istoria ei România nu a avut parte de o perioadă de pace și bunăstare atât de îndelungată ca ultimii 30 de ani. Totuși, ceea ce mă mâhnește profund este faptul că nu suntem destul de mândri de realizările noastre. Conjunctura internațională ne situează într-o poziție favorabilă dezvoltării noastre, continue, dar provocările viitorului nu ne permit să fim dezbinați, preocupați de certuri mărunte, meschine și lipsite de sens de cele mai multe ori. În fața noastră se află transformări majore, descoperiri tehnologice uimitoare, modificări ale modului în care oamenii trăiesc și muncesc, răsturnări ale echilibrilor demografice și reașezări ale centrilor de putere internaționale. Modul în care ne vom restructura gândirea, în primul rând, și în felul în care ne redefinim sistemul instituțional și modul în care ne vom adapta schimbărilor tehnologice ne vor hotărâ viitorul. În aceste condiții, dezvoltarea, păstrarea statalității și asigurarea prosperității poporului român
nu se pot face decât în condițiile consolidării apartenenței noastre la Uniunea Europeană și NATO. Nu vom exista ca națiune individuală fără Uniunea Europeană. Rămâne ca efortul nostru și al generațiilor care vin să desăvârșească ceea ce putem defini ca visul românesc, o țară stabilă, puternică și prosperă. La mulți ani deveni, la mulți ani hunedoreni, la mulți ani români, la mulți ani România. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Folosită pentru asigurarea comunicațiilor la distanță din
punedoara, care participă la paradă cu principalele autospeciale din dotarea inspectoratului. O autospecială de primă intervenție și comandă, aflată la sediul inspectoratului, la care este atașat postul medical avansat. O autospecială de terapie intensivă mobilă tip C, destinată urgențelor medicale, medical, ambulanță dotată cu echipamente, materiale și medicamente de terapie intensivă. Echipajul autovehiculului, un medic specialist, dar și alt personal specializat. Autospeciala de căutare salvare în mediul acvatic și în zonele afectate de inundații, dotată cu echipamente de ultimă generație, necesare la intervențiile de acest gen. Autospeciala scafandrilor este nevoie în misiune în mediul acvatic. Autospeciala de intervenție la incendiu cu tracțiune integrală și gardă la sol înaltă, adaptată pentru zone montane greu accesibile, urmată de o șenilată pentru pătrunderea pe trasele îngreunate de zăpadă. De ultima generație folosit pentru căutare și este dotat cu echipament modern ce permite intervenții de lungă durată în condiții dificile. Acesta conține sisteme pneumatice de ridicare. Și în sfârșit, autospeciala pentru intervenție la înălțime, formată dintr-un pachet de mai multe scări pulisante. Acordat la braț și poate fi controlat atât de pe platforma superioară cât și de la bază. Efectivele inspectoratului de poliție al județului Hunedoara Ministerului Justiției, care funcționează ca unitate de executare a pedepselor privative de libertate cu regim semideschis și deschis. Astăzi, penitenciarul Deva participă la paradă cu autoturismul în Dacia Duster și un autovehicul special Duster, ce face parte din grupa de transport operativ destinat grupei intervenții grupei operative. Este de servit de agenții specifică echipei operative. Intervenția în zonele montane greu accesibile la platformă în ATV pentru deplasare în zone greu montane și bineînțeles cu acești oameni minunați care sunt de salvare montane. Autospeciala cu platformă, pe platformă se vede și și sunt însoțiți de prietenii bine instruiți și devotați care se implică în desfășurarea tuturor programelor filialei de Cruce Roșie. Prezența activă în cetatea Deva, un vector important de promovare a municipiului județului Hunedoara pe plan. Prezența arcașilor cetății Deva este și ea.
spiritului de fair play. Stai cu fața către soare, că-ți ne-am ca o floare, chiar de ne-a fost greu, am nevins mereu. N-am să trăiesc cât pământul și mie-mi vine rândul, dar vă las cântecul mereu, măi, ce vi l-am cântat mereu. N-am să trăiesc cât pământul și mie-mi vine rândul, dar vă las cântecul meu, măi, ce vi l-am cântat mereu. Odată te naști în viață, nu știi măsura la față. Hey, hey. Mulțumesc frumos! Doamne ajută! Da. Și numai bine! Yeah.
Alin Șolde și Doru Hunedoreanu. Noi împreună vom număra și luminițele se vor aprinde. Haideți, dragi copii, haideți! Haideți lângă mine aici. Uitați-vă, copii frumoși. Aplauze pentru ei, doamnelor și domnilor. Sunt copiii dumneavoastră, sunt viitorul nostru. Dragi copii, sunteți pregătiți? Toată lumea e pregătită? Imediat o să începem să numărăm. O luăm de la 10 și terminăm la 1 și start. Ok? Sunteți gata? Cu mine. 10! 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Aplauze, doamnelor și domnilor! La mulți ani, români! La mulți ani, România! La mulți ani și vouă, tinerile noastre blăstare, vă mulțumesc din suflet pentru ajutorul pe care mi l-ați acordat. Mulțumim încă o dată Consiliului Local Deva, Primăriei Municipiului Deva, pe domnul primar, pentru că an de an face posibil aceste evenimente Centrului Cultural Dragan Muntean și tuturor celor care au pus umăr la umăr ca noi, cei care astăzi suntem aici, să ne simțim bine! La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! Mulțumim, stimați copii, dragii noștri, sufletelele noastre nevinovate! Am să strâng ce mai toți ai dor, să las urma ce mai toți ai dor. Nu ce uitat în lume, doar și ai dor, să-și alipească tine, doar și ai dor. Como son si yo no pruebo la 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 Thank you.
peților, peților, mâine o să fii color. Îți aducem peților, peților, mâine o să fii color. Bune făurii mistorii, nici n-avem false orgolii. Nu privim spre țări străine, nu vrem pământ de la nimeni. Căci noi născuți aici, bunici, părinți, copii, români am fost, români vom fi în veci cât vom trăi. Căci noi născuți aici, bunici, părinți, copii, români am fost, români vom fi în veci cât vom trăi. Ai dor și iar dor, zece dorul către mine. Ai dor și iar dor, la 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 la. Ai dor și iar dor, ficiulule, nu-i de bine. Ai dor și iar dor, la 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 la. Că mândruța ți-o pleca, la 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 la. Dorul cine ți-o stâncăra, la 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 la. Și iar dor, dorul de la inimioară. Ai dor și iar dor, la 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 la. Ai dor și iar dor, nu-mi-l potolește o țară. Ai dor și iar dor, la 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 la. Siguranță merită aplauzele dumneavoastră, Alin Jode și alături de grupul instrumental Dor Hunedoneanu. Nu uita că ești român. Nu uita că ești român. Că tatăl tău a fost ciopan, bunicul tău a fost traian, și-n țara asta te-ai născut să fii stătân. Nu uita că ești român. Nu uita că ești român, că rădăcina ta de viacuri stă înfiptă în ogor și nu poate smulge un vis colătrecător. Că la noi au izgonit mii de păgâni, dar a rămas totuși aici pe veci stăpân. A mai venit o vreme grea, nu e nimic, vom aștepta. Că vine soare după ea. Nu uita că ești român. Nu uita că ești român. La mulți ani, dragi de veni!
așa este tot în rodul. A luptat pentru unire și pentru pământul sfânt. Mulțumim frumos! Noi suntem aici pe vestăbâi. Asosem ziua dreptății, ziua sfânta libertății, tot românul veselește, România ne tinerește. Noi suntem, noi suntem aici pe vestăbâi. Însuși strămoșii noștri au luptat pentru acest pământ. Au luptat ca noi să fim liberi. Au luptat ca noi astăzi să putem să fim împreună. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! Mulțumim încă o dată Consiliului Local al Municipiului Deva, Primăriei Municipiului Deva, Centrului Cultural Drăgan Muntean. Eu personal mulțumesc pentru invitație. Aplauze încă o dată pentru prietenul meu și al nostru, al tuturor, primarul Municipiului Deva, Florin Nicolae Oancea. Mulțumim, domnule primar! Avem un oraș frumos, avem o viață bună, spun eu, și cred că dumneavoastră sunteți de acord cu noi. Deva, sunteți aici? Ne simțim bine? Iar acum continuăm această sărbătoare cu ce oare decât cu focul de artificii. Și îmi doresc ca eu împreună cu voi și noi deopotrivă să numărăm împreună și focul nostru de artificii să fie unul extraordinar. Ca în fiecare an, mulțumim pentru el și noi împreună să ne simțim încă o dată așa cum trebuie să fim de fiecare dată. Români adevărați, împreună cu mine vă rog, 10, 7, 6, 4, 3, 2, 1! La mulți ani, dragi români! La mulți ani, România! Măi române, măi, foaie verde, foi de cipru, măi române, să fim române, române română. Măi române, măi, foarte-ți bucuria sână, măi române, măi, foarte-ți bucuria sână, fiind.
mulți ani de venilor, la mulți ani români, la mulți ani România! Iar acum, hai să dăm mână cu mână și cu inima română! La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani de venilor, hunedorenilor și românilor, oriunde s-ar afla ei. O zi specială pentru noi toți românii, o zi specială și pentru noi deveni și mă bucur că astăzi au fost prezenți foarte mulți deveni la manifestările care au prilejuit ziua de 1 decembrie. Peste 5.000 de deveni au fost prezenți la defilare. Sunt și acum 1.000 de deveni prezenți în Piața Unirii. Este o atmosferă specială și mă bucur că românii simt cu adevărat românește, devenii sunt și simt cu adevărat românește și prezența lor cred că spune totul. Mă bucur că am reușit să îmbodobim orașul de sărbători foarte frumos. Oamenii sunt încântați și cred că aceasta este cea mai mare mulțumire sufletească pentru un primar când își vede concetățenii mulțumiți și fericiți. La mulți ani tuturor românilor!